Cam asta e realitatea producătorului. Asta e fața nevăzută a lucrurilor. Le-ați văzut frumoase pe toate pe acolo. Dar de multe ori se ajunge și la asta. Asta înseamnă să fii mafiot de producător. Dar salvia asta nu s-a vândut deloc. Busuiul cu a mai vândut din el, dar a rămas destul de mult. Probabil că tot ce o să-mi devină, că am semănat prea mult, așa o să spună majoritatea, că am repicat prea mult, îmi spun mie apropiații lucrul ăsta, adică cei din casă. De ce ai semănat? De ce ai făcut asta? Și eu le spun că până nu ai ce să vinzi, n-ai cum să vinzi, da? Întâi trebuie să ai planta, după care trebuie să vinzi. Deci trebuie să încercăm să facem, să creștem diversificat un număr mai mare, pentru că până nu-ți rămâne, nu-ți ajunge, da? Dar nu despre asta este acel videoclip, este despre compost. Vedeți că nu irosesc nimic, eu recuperez totul. Toate resturile vegetale, și credeți-mă că sunt multe resturi vegetale, eu tai foarte multe plante pentru că mulțesc plantele prin butaș și toate resturile vegetale ajung aici. E adevărat că mi-ar trebui un tucător de crengi pe care încă nu l-am achiziționat. Oricum, să știți că aștept oferte de la producători de tocătoare de crengi să fac un barter pentru o promovare, dar până nu vine la mine, eu nu o să intre pe niciun. Până atunci o să fac compostul cu materiile care se descompun, aleg ramurile groase și le folosesc în alt fel. De exemplu, de la smochin, cele mai groase ramuri le-am dat vecinului la foc. Le pun acolo să usucă și le arde. Și de la trandafiri le scot și eu la drum, cum le scoate toată lumea, pentru că avem un serviciu de adunare de resturi vegetale oferit de primărie. Bun, deci astea sunt boxele mele pe care le-am început anul acesta în primăvară, chiar foarte devreme. Am început cu asta, a fost plină și ați văzut, a scăzut foarte mult. În același timp am pus și în asta și tot așa. Eu nu fac un compost încălzit. Adică folosesc resturi vegetale, folosesc și substrat, adică eu pun plantele cu tot cu substrat, pentru că substratul ăsta este consumat, dar nu mai are nutrienți și nu mă apuc acum să zobesc rădăcinile astea, vedeți, se prinde rădăcinile. Să le zobesc pe astea ca să refolosesc substratul. Mie nu-mi convine, eu îl pun aici, îl las să se metabolizeze, să putrezească, cum zicem noi, dar de fapt microorganismele vin și consumă materia vegetală, umblă în toată masa asta de gunoi, până la urmă este un gunoi, și reactivează, deci totul se reactivează. Cu ajutorul ramurilor verzi aducem azot în un compost. Eu îmi pare rău că nu am asta să vă arăt, dar am un bun prieten aici pe stradă care crește prepelițe și de 2-3 ori pe vară, nu prea des, pentru că nu mi le aduce de câte ori aș vrea eu, mi aduce gunoiul de la prepeliță, deci găinatul de prepeliță, și mi le aduce, eu îl împrăștii pe toată suprafața asta. Deci aici am pus, să zic, de 3 ori pe toată suprafața. Și acum, la sfârșit, o să împrăștii eu niște granule de alea de îngrășământ peletizat, de abonul, care este tot un îngrășământ obținut din compost, dar este peletizat, și mai arunc și din acela. Dar nu aceste produse sunt importante. Cel mai important produs pe care îl folosesc la formarea compostului, pentru că o spuneam, este un compost pe care să-i crezi temperatura, să-l întorc și așa mai departe. Eu folosesc acest activator de compost. Este un activator pe care îl folosesc de mai mulți ani. O să vi-l arăt imediat. Și mă ajută să formez acest compost fără să-l învârt. Vă dați seama că aici am probabil 20 de metri cubi, ceva de genul, de gunoi. Vă dați seama ce ar însemna să iau la mână. Eu o să folosesc acest compost la anul, acum suntem în luna octombrie, și eu acest compost o să folosesc anul viitor, mai, iunie, iulie. Acest activator de compost, după cum vedeți, este un praf și este, sunt niște microorganisme care vin și completează fauna acestui gunoi
și bineînțeles ele se înmulțesc aici, în acest compost. Eu nu țin cont, înțeles că se dozează într-un fel, pur și simplu după fiecare strat mai consistent am venit și am împrăștiat acest activator, acest praf pe toată suprafața, în felul acesta. Aceasta este a treia oară când pun și cred că ultima, că nu am ce plante să arunc. După cum vedeți, eu am niște microaspersoare aici, pe care le folosesc pe timpul verii, să nu mai stă strâns aici, pentru a uda acest compost. Am o coloană care vine din față și merge și ud toate plantele de la drum. Am niște trandafiri urcători acolo, la care n-ajung să-i ud manual pe fiecare în parte, și am făcut o instalație cu pixuri, care are foarte multe alte plante pe care le cresc. Și am făcut acolo la asta niște microaspersoare, bineînțeles cumpărate tot de la magazin online, semințeplante.ro. Și când merge apa la trandafir și ce plante mai am acolo la drum, îmi iudă și gunoiul de aici, pentru că pe timpul verii trebuie menținut umed. Acum sunt temperaturi mai mici, umiditate mare și se menține umed. Nu mai este nevoie să ud, pentru că oricum nu mai ud nici plantele. Dar în timpul verii trebuie udat. Din două în două zile îl fac baltă, ca să zic așa, chiar baltă, pentru că o cantitate destul de mare de apă și era udă aici tot timpul. Și în felul acesta am obținut un compost pe care v-am arătat în alte materiale cum îl folosesc. Anul ăsta chiar am avut o creștere foarte bună la toate plantele pe care le-am montat în compost. Deci pur și simplu acesta l-am folosit ca atare, bine, după ce se metabolizează, l-am luat, nu l-am mai amestecat cu nimic, am pus eu niște îngrășământ tot peletizat, abonul despre care vă spuneam, tot din compost, ca un aport de micro și macro elemente. Deci toate plantele pe care le-am crescut în compost, cum vă spuneam, au crescut foarte frumos. Foarte frumos, foarte bine. Creștere vegetativă bună, fructificare bună, pentru că am avut toți smochinii puși în compost și toți au făcut fructe de la prima creștere. Prima creștere vegetativă, deci din primul an de creștere. Deci treaba este simplă cu compostul. Strângem totul ca pe un gunoi, deci toate resturile vegetale care se pot descompune, le aducem într-un colt în grădină. Avem grijă să le udăm pe timpul verii și dacă avem posibilitatea, punem și niște activatori de ăsta de compost ca să se metabolizeze foarte bine într-un sezon, adică într-un an, da? Un substrat foarte, foarte bun pentru montarea ghivecilor. Eu am folosit doar la ghivecele mari, la anumite plante ce-i drept, dar m-a scutit de foarte mult bani. Vă dați seama că am 20 de metri cubi aici. 20 de metri cubi înseamnă, la pământ simplu, 6 mașini, 6 ori 500 de lei, că eu cumpăr o mașină de pământ cu 500 de lei, înseamnă 3.000 de lei. 3.000 de lei. Destul de mult bani făcuți din gunoi. Deci, practic, vedeți dumneavoastră, numai gunoi. Așa că haideți să nu mai aruncăm gunoiul, să-l punem prin tomberoane, să-l dosim, pentru că nici gunoierii nu prea ridică, nu mai au voie să ridice, doar cei care sunt avizați pentru ridicarea resturilor vegetale, și să le folosim în folosul nostru, practic, pentru că ne scutește de o cheltuială foarte mare în anii următori. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc mai bine.